Băi, cred că am început. Să-mi ziceți dacă mă aud. Să văd de la atenția. Hop, hop, hop. Redusă, bun. Ia să vedem. Să-mi ziceți dacă mă aud. Salut, Sebastian Gurzo, salut, Sebiro. Start. Cred că am început, nu? Am început oare? Nu știu. Merge? Bun, top, 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 dacă merge, top. Haideți face și noi, poate face și noi 20 de like-uri să începem nebunia asta. Bă, dar eu mă văd oare în cadru? Mă văd, mă văd, mă văd, mă văd. Salut, Dragoș Catrinescu. Merge, nu? Bun. Ce faceți, băieți? Ați văzut meciul România, Columbia? Puteam să revenim pe final acolo, o mare nebunie de meci. E bine, se vede bine, top, 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 top. Salut, Ratoni! 15 like-uri deja, super, 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 super tare. Florin Gogea, salut, frate! Hai cu încă 5 like-uri să începem aici, nebunie. Da, ai văzut meciul? L-ați văzut, a? Și v-a plăcut sau ce părere aveți de jocul României? Eu, sincer, aveam mai multe așteptări, totuși mai bun decât meciul contra Irlandei de Nord. Ăla a fost varză rău de tot meciul ăla, dar aici măcar am reușit să și marcăm două goluri. Goluri frumoase, mai ales golul lui Florin Tănase. Bun, bun gol, bun gol. 13 persoane, 19 like-uri. Hai cu încă like, băi, să facem și noi 20. E mișto că am pus chat-ul ăsta în așa fel încât el e undeva aici în aer. Eu nu-l văd în viața reală, voi îl vedeți și e ca și cum aș uita direct la voi, că l-am aici pe televizor. Am dat dovadă că putem reveni. Da, și eu mă așteptam. Ați văzut, dacă ați văzut meciul, Florin Tănase, după ce a dat golul ăla de 3 la 2, a luat mingea, mai avea un minut rămas și credea că poate să mai dea. N-a dat gol, din păcate. Cum ești? Sunt bine, frate. Supărat de meciul de aseară, sincer, dar sunt entuziasmat că facem aici mare, mare nebunie și voi aveți decizii foarte importante, dar așteptăm să ne mai strângem un picuț. Dar au făcut cât au făcut cu primul 11 cu care a început. A dat gol. Din păcate s-au dus cele 12 meciuri fără înfrângere. Da, din păcate ne-a dat... am avut două dușuri reci. Unul cu Irlanda de Nord, celălalt cu Columbia. Top, top, top România. Da, 20 de like-uri. Haide să și, dacă tot am la 20 de like-uri, haide să și schimbă asta. La 25 persoane începem. Păi n-au cum să mai intre 25 de persoane, adică nu știu de unde intră, așa că schimb și eu asta frumos. Acum, în acest moment, ar trebui să vedeți foarte bine gameplay-ul. Sunt abonat de la 9K. Respect, Ratonii, respect. Ce părere ai că Ucraina e cu noi în grupă? Băi, sincer, nu știu dacă să mă bucur sau nu. Cred că cel mai ușor oponent ar fi fost Israelul. Israelul parcă putea să fie cu noi, nu? Sau Islanda, m-am înnecat un pic. Fece voluntar, carieră, te rog. Haideți că o să vă zic, băieți, cum o să facem. Ei bine, o să mai aștept să mai intre lume și probabil o să mă mai repet. Dar pentru moment vă zic așa niște reguli. Vedeți și voi aici avem echipe la Manager Career. Voi va trebui să alegeți câte o echipă pe care să o reconstruim. Adică voi vedea, oh my god, Leone, big fan, bună bebe. Așa, a intrat și ea, iubita mea, pe live. Ok, și voi veți decide echipa pe care o reconstruim. Vom reconstrui mai multe echipe, așa că, de exemplu, dacă echipa voastră preferată nu este aleasă acum, va fi aleasă în următoarea dată. Când poți face part 3 la tricouri din SH? Păi teoretic am făcut partea a treia, doar că am fost doar într-un singur SH în Italia. Bun, haide să rămână la ce ziceam, să nu mă mai uit în chat. Așa, și practic voi acum o să alegeți o echipă, o să mă uit în chat și după aia să pun un poll cu cele mai zise echipe, nu știu dacă zice foarte multă lume Barcelona, o să o pun acolo, dacă zice foarte multă lume FC Voluntari, o să o pun în poll. Voi veți alege din poll cea mai votată echipă, o vom reconstrui, iar la fel transferurile pe care le vom face vor fi de asemenea decise de voi. Vom avea în jur de 5 transferuri și vom încerca să nu băgăm noi bani, vom folosi bugetul alocat de echipă și practic așa vom stabili cu ce echipă facem reconstrucție și ce jucători alegem. Practic voi veți face aceste decizii foarte important. Salut, Andrei Infiniț, hai cu Juventus că nimeni nu vrea.
cu Barcelona, Juventus, FC Botoșani, Chelsea cu Paris Saint-Rog. Era mai bună dacă era Islanda. Da, Islanda era bună să fie în grupa noastră. AC Milan, uite, zice Ali. Bun, văd Chelsea. Chelsea am văzut câteva. Inter Milano. Cu Barcelona. Deja două persoane au zis Barcelona. Spamați acolo în comentarii că cu cât văd mai multe echipe, cu cât văd de mai multe ori echipa pe care o ziceți voi. Salut, uite, a intrat Cipi. Te salut, Cipi. Cu atâta aveți șansa mai mare să o aleg. Juventus, ok, deci Juventus am văzut-o de multe ori. Paris, FC Botoșani, zici doar tu, Masivu, îmi pare rău. FC Botoșani, așa, Chelsea, Juventus, Paris, cam astea sunt. Juventus, Chelsea, Paris Saint-Germain, Ajax, uite, a zis acum Sebastian. Haide că mai las un pic, uite, la 30 de like-uri o să ne oprim. Deci voi spamați acolo în chat și când facem 30 de like-uri o să alegem echipa. PSG n-are nevoie, PSG zic și eu că n-are nevoie, dar na, până la urmă voi decideți. Juventus, bro, Ajax, United, ok, United îmi place, dar mi se pare că am și făcut anul ăsta reconstrucție. Juve are nevoie, FC Botoșani, mamă, 23 de like, stai mă, că am zis că facem like-uri și am cineva a dat dislike. Chelsea, bro. Hai, 24 de like-uri. Deci la 30 de like-uri alegem echipa cu care facem reconstrucție, pentru că este prima reconstrucție și este foarte importantă echipa, că de acolo putem să plecăm. Ok, FC Botoșani, Barcelona, Juventus, bro. Bine, hai că deja pregătesc polul. Hai că facem polul aici. Începe un sondaj. Bun, deci o să fie 4 sloturi. Unul dintre ele este Juventus, celălalt Chelsea. Uite, am mai văzut un Milan acum. Deci Chelsea, Ajax, zice Sebi, Chelsea, ok. Chelsea și Juve sunt alese. Deci până acum avem Chelsea și Juventus. Mai ziceți echipe. Barcelona, am văzut la Edine Belin, Milan, Ajax, Milan, Juve și Chelsea nu mai ziceți, că Juve și Chelsea deja sunt în pol aici pregătite. Haideți să mai vedem, următoarea echipă, Ajax, văd că zice multă lume, am mai făcut deja anul ăsta una cu Ajax, dar Milan, zice Călin Andrei, United, te rog că sunt fan, Ajax, FC Botoșani, Milan, uite, o să pun Ajax. Că zice multă lume Ajax, o să avem Ajax aici. Milan, zice Călin Andrei, Dinamo, am făcut deja reconstrucție cu Dinamo, Milan, FC Botoșani, Leone, dar de roată să decidă între Chelsea sau Juve. Nu, o să pun Paul și voi practic decideți, na, mi se pare cel mai decent așa. Deci, haide că să zic Milan, ultima. Milan, ok, gata. Am început sondajul acum. A trebuit să vă apară acolo, așa. Și haide să vedem ce alegem. Voluntari. Hai băieții cu Juve. Până acum Chelsea are ce mai multe voturi. Reveniți un pic Juve. 12 voturi deja. Hai, mai votați băieți acolo să vedem ce se întâmplă. Chelsea 42%. Mama, egalitate între Juventus și Chelsea. Efectiv. Ce caterincă. Ok. Haide să vedem. Milan are și ea 15%. Echipa de care am spus eu că va câștiga. Deci e egalitate între Juventus și Chelsea. Încă nu pot să aleg. Încă nu pot să aleg. Au votat 13 persoane. Suntem 16 pe live. Să mai voteze celelalte 3 persoane care au rămas. Hai băieții cu Juve. Următoarea reconstrucție poți face FC Botoșani. O băgăm la următorul pol. Mamă, de efectiv din nou egalitate. Juventus-Chelsea 40 cu 40. 18 persoane pe live, 15 voturi. Hai frate, trebuie să votați dintre echipele astea pe care să le reconstruim. Băgați Chelsea, bă, obosiților. Ce caterincă. Intră de pe 10 conturi și pun Chelsea. În continuare, egalitate între Juve și Chelsea. Hai să vedem cine câștigă. Ajax și cu Milan, varză. Nu le vrea nimeni. Băgați Chelsea. Juve are nevoie. Bă, și Juve și Chelsea cam au nevoie. Ăsta e adevărul. Adică Chelsea a băgat o grămadă de bani. Deci, un vot vreau să mai văd. Următorul vot, câștigător. Oprim la 16 voturi. 15 voturi în continuare.
17 persoane pe live. Ce faceți, fraților? Apăsați aici pe ăsta. E decizia voastră, e live-ul vostru. Voi trebuie să decideți. Că dacă e după mine, pot să aleg eu, dar nu vreau să aleg eu. Trebuie să vă las pe voi. Juve are nevoie, bă... Opa! Mamă! Chelsea! Stați așa, 16 voturi, gata, s-a oprit. Gata, am zis la 16 voturi că-l opresc. Din păcate, ar fi fost mișto Juve. Facem cu Chelsea, e ok și Chelsea, e ok și Chelsea, nu e... Mai ai o șansă maximă, nu e problemă. Deci prima echipă pe care o să o reconstruim este Chelsea-Londra. Băi, sincer, au nevoie de reconstrucție, e destul de realistic. 25 de like-uri, hai să mergem și noi spre 30, băieți. Deci alegem pe Chelsea-Londra, o să dăm aici euro, nu ne interesează, de fapt... Haideți să-i băgăm și în Champions League, chiar dacă în viața reală nu sunt. O să-i băgăm în Champions League ca să încercăm să câștigăm cât mai multe trofee. Uite, o scoatem pe Newcastle, să fie Chelsea în grupa morții, dar asta e norocul lor. Am intrat de pe alt cont să bag Chelsea. Uite, schema lui, n-ai ce să zici, 26 de like-uri. Bravo, bă. Cât durează live-ul? O să-l ținem cam până pe la 6:30, 6:40 maxim. Cam așa să ținem live-ul. E ok. Chelsea normal. Bă, e tare că suntem în Premier League, care e cel mai greu campionat. Adică aici vezi tura viitoare, zic să intre tot satul. Da, frate. Aoleu, am uitat să schimb asta. Mă scuzați. Am uitat să schimb asta, nu se vedea ecranul. Acum ar trebui să se vadă. Deci am ales-o aici pe Chelsea, băieți. Am băgat-o în Champions League. Leone, vine antrenor la Chelsea Londra, îl vedeți acolo aici, seamănă ăsta cu mine un pic. L-am vopsit, dar el e vopsit mai proaspăt, la mine se cam duce vopsea, la încep deja să mă negrez aici în părți. Zic un transfer la Mini-Amal. Bă, e tare, dar nu v-am zis, reconstrucțiile vor fi de un sezon maxim două, ca să apucăm să facem cât mai multe. Eu așa zic și haideți să ne uităm peste echipa asta. Cole Palmer e evident cel mai în formă jucător din viața reală de la Chelsea, dar aici are overall-ul foarte mic, așa că probabil o să trebuie să găsim un înlocuitor. Mai avem și pe Sterling. O să joc cu un Kunku aici în spatele vârfului. Atacant nu avem deloc, nici portar nu prea avem, deci eu aș zice, ia, dacă pui cu United tura viitoare, intru de pe 15 conturi. Vedem cu United. Transferul pe Ronaldo, Mr. Champions League. Sunt fan Chelsea. Ia-l pe Courtois. Uite, Osimhen, zice Sebastiano Gurzo. Ia-l pe Courtois. Ronaldo. Ar fi Caterinca. Vreți să luăm pe Ronaldo? Ziceți, vreți să luăm pe Ronaldo? Courtois e și el bun. Haideți că... Tot mă menționează Andrei să-l iau pe Courtois. Băi, dacă vrei tu, îl notăm aici pe Courtois, ca și portar. Că ar fi mișto, că e revenire, practic. Ok, deci Courtois o să luăm. Ronaldo și Courtois, Osimhen, zice Masi. Leo, ai văzut Brazil-Spania? Da, am văzut, frate. Un meci foarte frumos și îți dai seama la ce nivel e campionatul României sau România, Naționala României, când te uiți la un meci Brazilia-Spania. Acolo, clar, e alt fotbal. Hai să punem și pe Ronaldo, deși nu știu ce să facă neapărat Ronaldo. Ia-l pe Neymar. Osimhen, că e tânăr. Băi, ideea e că e o reconstrucție scurtă, adică l-aș lua pe Osimhen, dar trebuie să intrăm și în bugetul ăsta, că nu are un buget senzațional Chelsea, are 171 de milioane. Ai Instagram? Da, frate. Cosa.leone pe Instagram. De asemenea, trebuie să mai și scăpăm din jucătorii ăștia de la Chelsea. Uite, de exemplu, o să-l pun pe Robert Sanchez, îl pun pe lista de transferuri. O să punem mare parte dintre jucători. Pe cine să-l punem pe lista de transferuri? Pe Cucurelia sau pe Chilwell? Că avem foarte... Mamă, câți fundați stânga avem. Avem o grămadă de fundați stânga. Openda sau pe Messi. Leone, bă, de fapt, mai bine luăm pe Osimhen, că e mai tânăr și face mai mult la echipă cu Courtois. Da, dar Ronaldo... N-o să dureze mult să Cucurelia. Vinde-l pe Modric, că e petardă. O să ne trească pentru banca de rezerve. Ia-l înapoi pe Kepa, nu are sens. Ia-l pe Drăgușin și Tavi Popescu. Ronaldo e mai bătrân. Da, e bătrân. Bă, nu știu pe cine să păstrez dintre Cucurelia și Oși, dintre Cucurelia și Chilwell. O să-l pun pe Chilwell pe lista de transferuri.
Silva rămâne chiar dacă e bătrân, are overall destul de decent. Disasi ăsta cred că să-l lași pe el. Badiașel e foarte bun și Fofana. Ce zice, să-l vindem pe... Dar n-am cum să-l vând pe Thiago Silva că se retrage. Ronaldo și revenire super la Chelsea, da. Ia-l pe Saliba. Werner. Cum să-l aduc, frate, pe Werner? 10 împrumut. Băi, avem foarte mulți jucători aici. E și Lukaku, dar pe care nu l-aș aduce neapărat înapoi. Trebuie să ne decidem ce să facem cu atâția jucători. Uite, pe Madueke ăsta să-l pun pe lista transferul, că ne mai trebuie și niște bani. Enzo Fernandez rămâne. Să-l vindem pe Sterling. Dă un loan jucătorii tineri. N-are sens să dau loan, bro, că nu simulăm foarte multe sezoane. Cred că îl dăm și pe Sterling. Davies ar fi o alegere bună. Fundaș stânga. Nu Sterling. Rodri de la City. Primul transfer, Ronaldo. Băi, primul transfer, eu zic să fie Courtois. O să luăm pe Courtois. Da, vinde-l pe Sterling. Și Rudiger, da, e o opțiune bună. O să luăm pe Courtois și după aia ca să vedem câți bani ne rămân. Pentru că clar avem nevoie de un portar foarte bun la Chelsea. Și o să-l dau la swap pe Robert Sanchez ăsta să mai scoatem din bani. Și o să-i plătim lui Real Madrid 60 de milioane, să ziceți. 60 de milioane e ok? Să-i dăm 60 sau mai puțin? Ce ziceți? 60 de milioane sau dăm mai puțin? Nu pe Robert. Păi dacă 55... 50, 55, hai că dăm 55. Hai că dăm 55 și vedem ce zice ea. 62, hai că suntem acolo, hai că suntem acolo, ne ducem la 55-200, ia să vedem. 61, hai că o negociem frumos, băieți, o negociem ca la carte, uite. Scoatem și ultimul milion dacă e nevoie. Îl cardim. Îl fraierim pe Carlo Ancelotti. 5-5 ar fi bine. Nu vrea să accepte. Nu vezi că mi se blochează la 61. E nebun. Hai, 57. Hai, lasă de la mine. 61. Bă, dar e nebun, mă. Să accept? Hai, că accept. Noi nu mai stau să mai pierd timpul ăsta. Gata, accept. Bun. Haide să vedem. Negociem cu Thibaut Courtois. Să sperăm că nu vrea un salariu foarte mare. Te rog, ia-l pe Drăgușin și Tavi Popescu și Târnovanu. Păi ce să facă ei, bro, la Chelsea? Ce să facă ei la Chelsea? Eu i-aș lua, dar n-am ce să fac cu ei la Chelsea. 30 de like-uri, top, băieți. Top. Hai spre 40 de like-uri. Are salariu 250.000. 250.000 de euro. Mamă, cât vrea nebunul ăsta. Hai, că am făcut o alegere bună. Rezerve. Dar ce să facem, frate? Noi reconstruim cu rezerve. Deci primul transfer este Thibaut Courtois la Chelsea. Dăm și noi skip peste asta că nu ne ajută foarte mult. 31 de like-uri. Top. Bun. Haideți să-l și băgăm în primul 11 și acum să vizualizăm mai bine. Deci atacant clar. Vârf aici. Oricum nu e la Gallagher titular. Mijlocul putem să lăsăm așa, după părerea mea. Și să dăm un 4-3-3 attack, să fie aici în Kunku. Putem să jucăm ori cu Caicedo, ori cu Gallagher, aici, Fernandez și el. Sterling încă nu știu dacă să-l păstrez sau să-l țin. Da, ia un atacant tânăr, Leone, nu trebuie să fie Osimhen, dar trebuie să fie tânăr și bun la șut. Vrei să zic o chestie? Atacanții tineri nu prea marchează multe goluri, pentru că nu au mult la șut. Dacă îl iau pe Ronaldo, iar pe Ronaldo să ieșim de pe live. Oh, gata, chill. Îl luăm pe Ronaldo. Nu vreau să ieșiți de pe live. Da, deci asta e echipa în momentul de față. Aș vrea să mai iau un jucător în dreapta neapărat și atacant, și de atacant deja ne-am convins. Iar pe Vicario de la Tottenham ca portar rezervă. Păi da, noi ne luăm portar rezervă, n-avem nevoie, că dăm bani mulți pe Vicario. Endrick. Păi, stați mă, nu ieșim, că luăm acum pe Ronaldo. Calmați-vă. Ronaldo n-are spin nici dribbling. Nu mă interesează că nu jucăm meciurile, doar să simulăm și dacă Ronaldo e la echipa asta, sigur să dea multe goluri, care mult la shooting. Approach to buy. Ronaldo joacă maxim un an. Păi, un an vrem să simulăm. Vă mai zic și să vă mai repet. Un an sau maxim doi. Ia-l pe Moruțan sau dai dislike și ia subscribe. Bro, gata, nu mă mai amenințați cu astea, că deja nu e ok. Bun.
Să-l dau la schimb pe Madueche ăsta, că rămâne Cole Palmer în rezervă. Îl dăm pe Madueche și mai dăm, cât să mai dăm pe Ronaldo? Ziceți, cât să mai dăm pe Ronaldo? 5 milioane? 34 de like-uri, băieți, ne apropiem și noi de 40 acolo, top, 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 top. Câți bani să mai dăm pe Ronaldo? Andrei, ești culmea, lasă-ne să-l ia pe Ronaldo. Iar atunci pe Vini și Cr7. O să-l iau pe Cr7. 6, 5, 2 ani joacă Ronaldo. 34 de... Cum să dau, mă, 34 de milioane? Ai nebunit? Vrei să cheltui tot 1 milion? 1 milion e disrespect. Uite, 7. Ratoni a zis bine. 7 milioane că e Ronaldo. 7 milioane, ia. Îl văd pe Badiașil ăsta. Să acceptăm? Ce ziceți? Vi se pare decent? Vi se pare ok oferta asta? Ce părere aveți? Dă-l? Nu? Da? Dă? Da? Nu? Nu? Parcă văd mai multe nu-uri. Nici eu nu l-aș da pe Badia și ăsta, că parcă are potențial. Hai să mai încercăm. Îi dăm, cum am zis, 7 milioane și dăm pe altcineva. Fundaș central. Uite, îl dăm pe Thiago Silva, că tot e bătrân. Și găsim și un înlocuitor lui Thiago Silva, dacă e. Și dăm 12 milioane, ia. 27 de mil. Mamă, s-a supărat, băi, ești nebun. Da, azi nu trebuia să fie cariera cu Ronaldo. Păi, am schimbat, băieți, că am zis să mai schimb. Iar pe Drăgușin. Nu e bun în momentul ăsta de față, Drăgușin, să-l iau. Uite, îl dau pe... ăsta. Și dăm 7 milioane, ia. Ia să vedem ce zice. A acceptat, bun. Acceptă că e roșu. Hai că l-am păcălit, părerea mea. L-am păcălit, ziceți și voi. Adevărat că l-am păcălit. Hai, băieți, cu 35 de like-uri acolo. Ce salariu să-i dăm lui Ronaldo? 7.000 pe lună? Ia, 5 ani. 2 ani. Uite cât vrea să mai joace Ronaldo. Până la 41 de ani vrea să mai joace. E nebun. Cristiano Ronaldo. Mamă, salariul ca măricel vrei, bă? Atunci ce crezi? Că Chelsea e bogat, așa? Bine, hai că acceptăm până la urmă. 35 de like-uri și vine el numero 7, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Ți-am dat like acum. Păi acum dai like, bro? Dai 90, ia-l pe Rudiger. Rudiger e bun. Ratoni, foarte bună sugestia ta. Foarte bună sugestia. Hai că nu cred că vreți să mai vedeți caținurile astea, că ar trebui și ei să le schimbe. Ia, haide să luăm. Opa, ce-am făcut? Mamă, mi-a dat nota C. Mamă, am rămas corigent, băi, am rămas repetent la școală. Sunt curios, ați fost azi la școală, băieți? Mai mergeți și voi pe la școală sau numai pe YouTube, stați? Mai mergeți și voi, mai învățați carte. Bun, deci rămânem cu Cucurea. Bine, mă transfer cu succes. Am vrut să văd dacă e pe GOAT. Normal. Am 24 de ani, ce școală? Școala vieții, frate, școala vieții. Nu că sunt răcit, îmi pare rău, frate, să te faci bine. Am fost că mi-a fost rău. Merge, merge, da. Păi mergeți, băi, la școală. Ia ziceți. Deci, Rudiger a zis foarte bine Ratoni, dar vreau să mai iau un jucător pe bandă. Vreau să iau unul să joace aici, în dreapta, lângă Ronaldo. Pe cine luăm aici, în dreapta? Jucăm mai mult fotbal. Lasă, frate, că fotbalul e mai important. Am dat dislike și a subscribe că nu e la Pomoruțan. Băi, nu mai zice de-astea, Sebi, că ne supărăm, da? Ne supărăm, frate. Ia ziceți, pe cine să luăm? Dacă mai zici ceva de școală, plec. Nu mai zic nimic de școală, dacă vă supără. Saka, Rodrigo, ok. Messi. Ok. Vă doi de Messi și un Saka. Doi de Saka, ok. Saka să luăm aici. Messi. Băi, da. Ai jucători în afară de Messi? Băi, eu l-aș lua pe Messi. De ziceți, vreți să luăm pe Messi? Ia-l pe Rodrigo. Rodrigo e... o să fie scump. Saka... ce-s cu atâtea reclame deja a șasea? Cum adică, bro? Eu nu știu, că nu controlez reclamele. Îmi pare rău dacă vă apar. Nu le controlez eu. Messi, clar. Nu Messi. Bă, Barcola. Doku, ia-l pe Leo. Leo, e și el o opțiune. E și el o opțiune. Hai că îi scriu aici. Deci, Messi,
chiar dacă, na, nu știu câți dintre voi o să mergeți până la urmă pe Messi. Răvoul lui Sassuolo, da, Berardi e și el. Domenico Berardi, îmi place și el. Îmi place și el. Că nu o să fie foarte scump, că e destul de bătrân. Rafael Leao. Chiesa, da, Chiesa. Ferran Torres. Și el e bun. Chiesa, Federico Chiesa. Mamă, ce bătrân e Chiesa, 25 de ani deja. Mai degrabă îl iau pe Berard. Ia ziceți, dintre Bernardo Silva, nu prea mai joacă în dreapta, e mai mult mijlocaș. Ia jucător bătrân că costă puțin, precum Ramos și alții. Da, băi, dintre ăștia pe care vreți să luăm? Deci avem, hai că pun repede un pol cu ăștia patru, că atâta ne încape. Pun repede un pol, ia. Messi, Berardi, Rafa Leao și Chiesa. Mamă, dar am mers numai pe italienești, să nebunesc. Ne-am dus pe italieni. Bun, hai cu Pepsi. Hai cu Pepsi. 37 de like-uri, încă 3 like-uri, băi, să facem și noi 40 de like-uri acolo. În jumătate de oră mi se pare destul de decent. Messi, îți zic de acum. Da, deja Messi are 54, 50 de voc. Ia uite, Rafa Leao, se zbate și el acolo. Se zbate și el acolo, Rafa Leao. Să vedem, poate face un comeback. Hai cu Leao. 14 voturi, 21 de persoane pe live. Păi apăsați acolo, votați, băieți. Votați. Bine, bă. Da, nu știu dacă poate să mai facă Leao comeback. Messi s-a dus deja în 53. 50. Berardi slăbuț. Da, e clar. E reconstrucție cu Messi și Ronaldo, să nebunesc. Am 15 conturi, câștig orice ar fi. Nu pot să cred. Băi, Sebi, nu-mi zici că dintre 20 de persoane care suntem pe live, 15 ești tu. Am votat. Bine, hai că-l încheiem. Încheiem că îmi dau seama că Messi să câștige. Aoleu, ce-mi faceți voi? Când mai faci live cu cariera lui Ronaldo? Poate săptămâna viitoare. Dacă chiar vă doriți și chiar vreți acest lucru, o să mai facem. Wingers, să dau de la Wingers. Uite, dau pe Madueke. Și dăm, cât se dăm? 20 de milioane, cam așa. Nu numai de pe ăștia azi pe live. 20 de milioane vi se pare decent? Dar nu ai bani să faci o echipă faină când jucăm așa? 23 de milioane. Mai vreau live cu abonații, sunt jucător de fotbal. O să mai facem și aia, băieți. Hai că încercăm cu 20, după aia 25. Uite, fix cum ai zis tu, bro. Fix cum a zis Andrei, 23. 15. 1 milion. Mamă. Ia uite, trebuia să mai scad un pic, da. Vine și Messi de la Inter Miami. Ce să facem? Asta este, Ronaldo și Messi. Ai văzut că a făcut accident Ronaldo și Ronaldo nici nu știe că a făcut? Accident? Nu știu ce accident, frate. Nu știu știrea asta sau care-i treaba. Hai că să stea și Messi și Ronaldo câte 3 ani fiecare. Pepsi! Vine și Pepsi, mă. Păi să nu se simtă Ronaldo prea singur aici la Chelsea. Îi trebuia și lui un... Mamă, i-am dat prea puțin salariu. Mamă, i-am dat prea puțin salariu, băieți. Băi, nu pot să cred. Mamă, camera wow, asta mi-a zis Pepsi. Asta mi-a zis Pepsi. Mamă, păi atunci îl luăm pe Leo. Dar mie că n-am bandă Leo. Sincer, l-aș lua pe Berardi, că ăsta să dă-l naibii, iar pe Leo. Mai încerc o dată, Leo, nu lăsa pe Pepsi. Nu mai încerc, frate, că durează prea mult după aia. Dă naibii, iar pe Leo. Chiesa, bă, Chiesa. Păi, nu știu, eu sincer l-am luat pe Berardi, că e mai ieftin. Uite, sunt de acord cu Florin Gogea, care a zis Berardi. Din vina lui o să-l iau pe Berardi. Din cauza, datorită, sau cum vreți să-i spunem. Că să fie și mai ieftin, că trebuie să ne gândim, mai avem doar 91 de milioane și aș mai vrea să mai fac transferuri. A zis Rudiger acum ceva timp cineva dintre voi și... Ia. 30 de milioane, ia să vedem ce zice. 58, băi, ești nesimțit, cum mă să-mi cer 58? 38. 58, băi, ești bolnav la cap, cum să-mi cer matea bani pe Domenico Berardi? 50, ok, hai, accept 50.
Florin, bag ceva în tine și în pera. Băi, nu mai vorbiți, bă, urât. Nu mai vorbiți urât. Aveți și voi decență. Eu am spus urât. Așa era, Tony, tu ai zis. Tu ai zis, frate. Noi n-am mai negociat că nu mai accepta. Aia era ultima ofertă, 50 de milioane. Îl luăm pe Berardi ăsta, mă. Păi ce, Messi? Messi e nesimțit, ați văzut și voi. Mamă, cât salariu vrea și ăsta. Mâncați-aș gura ta. Băi, m-ați nenorocit, mă, nemâncaților. M-ați nenorocit. Florin, nu mai vorbi urât, frate, nu cu necuratul, nu cu dalea. Nu cu dalea, frate, că e urât. Bun, Berardi semnează aici cu noi, cu Chelsea. Iar Real Madrid 2018. Camera ouă, camera ouă! Ei, camera ouă, che pasana, camera ouă. Leone, tu când mod? 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 Chiesa, mă. Bă, deja l-am ales. Îi dai mult. Mă, dar cât de în spate e live-ul? Să moare. În fine, deci... tu când mod? Păi nu înțeleg, frate. Să-ți dau un moderator. Problema e că este în Anglia și de aceea e salariu mare. Da, au alte așteptări. Bun. Acum... ce echipă ai? Asta e echipa, frate. Asta e echipa, o vedeți și voi acum. Berardi, Ronaldo, Courtois, astea au fost transferurile de până acum. Putem să mai facem o schemă, pentru că suntem încă în prima zi de transferuri și să luăm jucători free agent. Să vedem așa, uite, 7-7 overall. Vedem aici dacă avem niște perle la free agent. 73, 72... 76, 79, mamă, era bun ăla. Nu pare să avem pe nimeni prea bun. M-am gândit că poate avem pe cineva aici, dar nu avem pe nimeni. Dă-mi mie mod că nu-s copil. Bă, dacă îți dau mod, trebuie să ai și tu grijă să nu vorbească lumea urât pe aici și aia. Ah, dacă dau, păi tocmai dau moderator la abonații mai activi. Da, când văd că cineva e activ, dar de obicei le dau la finalul live-ului, nu stau acum, că durează mult să dau două clicuri. Glumesc, în fine. Haideți să ne uităm la Miniamal. Băi, frate, trebuie să mergem pe jucători bătrâni. Asta e tema. Din păcate nu ne-am dat, eu am fost activ. De când am mod? L-ai primit de la Dumnezeu, frate. Bun, le zic să luăm pe Rudiger. Cum a zis și Ratoni, la final vă dau mod, fraților. Vă dau mod la final, așa mi se pare cel mai corect față de toată lumea. Ca să și stați pe live până la urmă, că vă dau mod și ieși sau pana mea, în fine. Ah, ok, scuze, nu știam. Yamal nu e în FIFA, nu? Ba da, e în FIFA pentru că am eu un mod. Păi eu o să activ mai ales la videoclipuri, te știu, frate. Și pe Van Dijk. Nu știu dacă mai avem bani să mai luăm și pe Van Dijk. Dar o să luăm pe Rudiger. Și l-aș da ori pe Fofana, ori pe Disasi. O să-l dau pe Disasi ăsta. Și dăm și noi 20 de milioane. Mi se pare foarte corect. Van Dijk e scump, vere. Da, e scump, dar știți cum e. Mai face și noi o fentă, o șmecherie. Uite că luăm pe Rudiger. Revenirea lui Antonio Rudiger. Deci până acum am fost numai pe reveniri și numai pe reveniri de la Real Madrid. L-am luat pe Ronaldo, fost la Real Madrid, l-am luat pe Courtois, care era la Real Madrid. Îl luăm și pe Rudiger acum, care, ce să crezi, e de la Real Madrid. Și stă 3 ani, are un salariu baban, să sperăm că nu o să vrea atât de mult. Cât să-i dăm salariu? Rudiger better than Virgil van Dijk. Iar și pe Benzema. Așa la mișto, păi cheltui bani degeaba dacă îl iau. Pepe are 40 de ani, n-am ce să fac chiar cu Pepe. Edi FCSB n-are nevoie de reconstrucție. Cât să-i dăm salariu? 222.000? Fix? 222? Păi nu știu, mi se pare mult. 150 salariu și bonus 1 milion. Zice bine, Daniel. Zice bine. Drăgușin ar merge, bro, ca rezervă. Păi de-abia s-a dat spre la Spurs. Dă salu 6-6. Băi, Sebi, vezi că-ți iau moderatorul. Nu mai ieși de astea, că eu sunt cu Dumnezeu. Nu vreau să văd astea, ia ștergeți mesajul. Nu vreau să văd astea, că eu sunt cu Dumnezeu. Luăm Champions League. Luăm, frate, Champions League. Bun, hai să dăm 180.000.
2-2-2 caca, ai bani. Nu mai ai Abramovic să-mi dea banii. Am scos așa. Îmi dai și mie moderator, te rog, Leone? Da, frate, la finalul live-ului o să dau celor care au fost activi. Cum ești tu, cum e Denis, că vă văd vorba aia. Bun. Cât mai avem buget? Vreo 20.000... A, 7 milioane mai avem buget aici. Dar am făcut niște transferuri bune. Rudiger e în primul 11. O să mai simulez un pic să vedem... fă carieră cu Berardi. Dar e jucătorul tău preferat sau batem Real? Nu știu. Ofertă pentru Sterling, 33 de milioane de la Liverpool. Să-l dăm pe Sterling, e și asta o revenire. Amice, nu mai cere moderator că se dea el mod la sfârșit, are doare. Uite, zice bine Andrei. Zice bine Andrei. Să-l dăm pe Sterling, mai fă carieră cu jucători legende. O să mai fac, frate. Deci nu cere 52, da, trebuie să-i dai 1-1-2. Dă la acolo, da. Bine, haideți că să-l dăm pe Sterling și o să negociez, cum zice Denis. Nu știu dacă scot 52. Iar pe Neymar. Neymar mă gândeam și eu la el, ca înlocuitor pentru Sterling. Ai 47, ia. E mai 37. Nu o să-mi dea niciodată 52, dar să vedem cât de mulți bani putem să scoatem. 42, ia. 42 de milioane, ca popa. Cere 45. 42 am cerut pe acolo. Leone, ia-l pe Neymar și dă-l pe Sterling. Sterling s-a dus, vine Ney. E, paradu nu-mi bailau. Hai să vedem, Neymaricu. Neymar jr. Neymar jr, 31 de ani. Vamos! Vamos a la playa. Băi, dar și ăsta e scumă, 85 de milioane Neymar. E cam mult, mă. E cam mult 85 de milioane pentru Neymar, nu vi se pare? Mai dați și voi pe like, băieți. Mai dați și voi pe like, să faceți și noi 40 de like-uri. Poți să-l iei pe Neymar că nu mai are contract. Dă un jucător. Neymar, juga bonito. Hai să vedem. Să vedem dacă ni-l permitem pe Neymar. Dacă ni-l permitem, o să luăm. Dacă nu, vă dați seama că n-avem ce să facem. Cred că aș putea să mai dau unul dintre fundașii ăștia centrali. Și o să-l dau pe Fofana. Și o să-i dăm câți bani să-i dăm. Garnacio. Like forță, like forță. Uite, încă un like și facem și noi 40 de like-uri. Fundașul Conate de la Liverpool. Nu, n-aș mai lua fundaș, sincer. Încă nu s-a vândut Sterling. Ah, încă nu s-a vândut Sterling, mamă. N-am fost atent, Sebi, da. N-avem bani să-i dăm. N-avem, n-am fost atent, uite. Îi dăm așa la mișto 10 milioane. 118, da, am terminat. Nu cred că să avem bani deloc să luăm pe Neymar, băieți. Chiar și după transferul lui Sterling. Prea mulți bani au cerut. Prea mulți bani au cerut. Uite, mai avem niște oferte, n-am fost atent. Rhys James, nu, chiar nu-l dau pe Rhys James. Pe ăla puteam să-l dau pe 3 milioane, dar nu mai contează. Garnacho n-are overall destul de mare, dar vreau să vă arăt ceva înainte să... Nu o să-l iau neapărat de pe Drăgușin, dar vreau să vă arăt ceva ce în FIFA nu este. Și anume, dacă vă uitați acolo foarte atenți, puteți să dați și zoom pe fața lui. Are fața în joc băgată, ceea ce e foarte tare la modul ăsta. Dați pe like acolo. Xavi Simons, Garnacho, e idee bună. Ia-l pe Leo sau Felix. Leo sau Felix. 40 de like-uri, top. Ia aici, vi se pare mișto fața lui Drăgușin? Bă, mie mi se pare tare. Bun. Garnacho, bă, Garnacho, bun. Oferte Trevor Ciabola, Nicolas Jackson. L-aș da pe Nicolas Jackson ăsta. Să-l dăm pe Nicolas Jackson ăsta. Pe Simon nu-l poți lua că e loan. Ah, ce păcat. Am zis de mult de Leo, dă-l pe Gallagher și bani. Iar pe Florinel Coman. Da, Eusebiu, un om. Iar pe Rafinha. Garnace că e bun după foarfeca aia. E bun, dar în FIFA slăbuț. Nu, că e bun. E bun, cea bine. Hai, nu-l dăm pe Jackson. Fofana îl dăm. Fofana oricum aș vrea să-l dau. Hai să negociem cu Fiorentina. Mihailă. Dacă aveau potențialele la maxim, i-aș fi luat pe românașii noștri. Ia să vedem, 41 de milioane. 38, ia să mai urcăm un pic. Să bage Fiorentina bani ăia mulți. 44 de milioane. 40, hai că acceptăm. Am zis la mișto, mai râde mai alea. Bun.
pe Ceabola ăsta hai că-l păstrez pentru banca de rezerve, îl dau pe Gilchrist ăsta, că nici n-am auzit de el. Ia, ne-au intrat banii? Nu, 7 milioane avem în continuare. Da, Garnacho e perfect. Băi, frate, nu e perfect și de ce? Pentru că nu are overall mare. Vă și arăt ce overall are Garnacho, efectiv. Are 70 ceva, n-am ce să fac cu el. Are 76, uite, deja l-a luat Barcelona, uitați și voi. L-a transferat deja Barcelona, nu-l mai transfer. N-are sens. Ia-l pe Ramos. Andrei, tu ai ceva cu mine? Nu ne contribuim deloc. Ia să vedem. 90 de milioane buget, băieți. Acum e momentul să facem transfer. Dybala, îmi place Dybala. Mereu mi-a plăcut. Deci avem așa, o să fac acum un pol. Facem un pol. Neymar, Dybala, că mi-a plăcut acolo. Bam. Leo, regele meu. Leo, era să scriu doar Leo. Leo și încă unul. Nu știu, nu mai îmi vine. Încă unul, mai ziceți voi încă unul. Coman de la Bayern. Coman de la Bayern. Nu cred că am scris corect. Dar nu mai contează. Am scris Gnaier, ceva în genul ăsta. Son, a, uite și Son e o chestie. Dybala e interesant. Son, 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 Son. Come on, Kingsley, come on. Comad, am scris? Comad. Uite, Dybala, uite. A, se zice Neymar. Neymar cu Dybala la egalitate. Cine va câștiga oare? Mamă, ești Comad. Comad de la Bnayern. Mai greșim și noi, băieți. Oh, Dybala, Dybala, 15 voturi. Opa, ia să vedem. Hai, 200 de persoane, votați, băieți. Ciomac am înțeles la început. Ciomac. Ciomac de la Bayern. Neymar egalează pe Dybala. Haideți să vedem ce se va întâmpla. Contraatac oare pentru Bayern München să revină și ei? Dybala, bă, câștigă Neymar că intră de pe alte conturi. Păi, dar nu mai trișa, băi, frate. Dacă intri de pe alte conturi, rămâi de pe alte conturi. Son, te rog. Dybala plus Ronaldo ca la Juve. Oh, da, 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 da. Son, nu l-a mai băgat Ratoni, îmi pare rău. Hai, bă, bere. 35% Neymar, bă, a intrat Sebi de pe 10 conturi, nu pot să cred. 17 voturi. Suntem 22 de persoane pe live. Eu zic că la 20 de persoane închei sondajul. Două naibii, bro. Hai să vedem. Mai așteptăm un pic să vedem dacă mai votează cineva președinte. 39% Neymar, mamă, deja s-a dus. Da, din păcate, ăsta bagă 100 de conturi. Mamă, s-a dus Neymar, gata, 19, 18. Pf, asta este. Vom merge pe Neymar. Eu vreau Dybala, mă abțin. Mamă, 20 de voturi, gata. Da, îl opresc. Din păcate, Neymar se accentează. Da, se accentează destul de des, dar... Na, dacă asta s-a dorit, că nu cred că a votat doar el. Din păcate, pentru cei care îl voiau pe Dybala, printre care mă număr și eu, majoritatea a votat cu Neymar JR, așa că îl vom lua pe Neymar. Nu vă supărați pe mine, am dat Neymar de pe 5 conturi. Dacă ai dat Neymar de pe 5 conturi, nu-l mai luăm pe Neymar. Pentru că nu mi se pare corect. Așa că o să luăm pe Dybala. Că normal n-ai fi votat. Ia să vedem, vă supărați? Glumeam? Mamă, au ieșit două persoane când a zis. Hai că glumeai. Hai că o facem așa. Vamos, da, uite, văd că multă lume e fericită să luăm pe Dybala. Așa că să luăm pe Dybala. Paulo Dybala vine și e la Chelsea. Și nu cred că mai dau pe nimeni, la schimb cred că dau direct bani. Cât să dăm pe el? 60 de milioane cât? Oricum Neymar se accidentează, da. Se accidentează des că are un trait, ceva în genul ăsta. 60 de milioane să-i băgăm?
150, stai boss că n-avem bani. 62 zice Masi. Hai că dăm cu 62, ia. 83, 90. Mult 90. Mult 90, avem pe cine să mai dăm la schimb? Să mai scot din suma asta mare? Nu mai am. Cam trebuie să-i dau cât vrea. 80. 76, uite, a zis acolo Răzvan. 76, ia să vedem. Accept. Toată lumea aplauze pentru Răzvan. A negociat nota 10. Bravo, Răzvan, ai respect de la mine. Bravo, Răzvan, bravo. Bravo, felicitări. Felicitări, frate. Respect, respect Răzvan în comentarii, în chat acolo, ce dracu, pardon, am vorbit urât. Așa, scrieți acolo. Bun, hai să dăm și salariu, aici îl vrăjesc eu rapid, saca, paca, la pomană. Da, deci l-am luat și pe Dybala, ne mai rămân vreo 10 milioane, atac oricum. E făcut. Sonaldo nu mai are loc. Nu mai are loc, Sonaldo. Messi a ieșit de pe live. Messi a ieșit de pe live. Sonaldo nu mai are loc la echipa asta. Și nici Dybala, adică nu prea știu unde sunt. A, joacă bine aici. Să jucăm așa sau așa, nu cred că contează. Ia aici cât are, plus 2. Vedem noi cum o să combinăm treaba. Poate îl jucăm pe Nkunku în stânga. Ajunge atâtea transferuri. Ajung atâtea. Ce bine arată echipa. Bă, chiar am făcut-o bine. Și țineți cont că am avut buget doar 100 și un pic de milioane. Eu joc la Junior Botoșani. Felicitări, frate. Multă baftă. Să ajungi fotbalist. Să mă ții minte. Bro, câți bani mai ai? Man. Să-l iau pe Denis Man. Mai am 6 milioane. Un left back, poate. La left back mă gândeam și eu, dar sincer nu e chiar atât de important. Ia-l pe un român să avem un român. Bine, facem un pol să avem și noi un românaș. Înseamnă că nu joci nicăieri. Bună, Leo, ce faci? Salut, Ștefania. Uite, facem, reconstruim Chelsea. Bun. Florinel. Ziceți, sunt Tavi, Man. O să-l pun pe Man, că e în formă mare, Man. Man. Ziceți, pe cine? Borza, Coman, Man, Botoșani, Ciuca Bătăilor. Drăgușin, uite, îl pune și pe Drăgușin. Și încă unul. Mai am o opțiune. Mihailă, ia-l pe Mihailă. Tabi, please. Nu știu între Tabi sau Mihailă. Viața mea. Mihailă, Olaru. Trebuie să vă mai decideți, băi băieți. Adică Florinel, Man și Drăgușin sunt scriși deja. Coman e luat. Coman e scris. Mazilu, mamă, Mihailă, chat, Olaru, Mazilu, hai cu Tavi, poate revine. Ieri a marcat Hagi, Munteanu și Tănase, da. 44 de like-uri, băieți, stop, hai să facem și noi 50. Ia-l, mă, pe Hagi, oh, vorbește mai frumos, frate. Bine, hai că-l punem pe Hagi, că e prințul, na. Îl punem pe prinț. Să vedem, ia. Ce ziceți, băieți? Mamă, Florinel! Hai, Florinel! Mamă, ce s-a dus, Florinel? Florinel, mamă, e... Opa, opa, stai că revine Drăgușin! Drăgușin! Gata, Florinel. Florinel s-a dus. Florinel, na, n-ai ce să faci, mă, Florinel e regele. 45 de like-uri, top, 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 Hagi nu merge că e împrumut. Ah, am și uitat. L-am pus degeaba. L-am pus pe degeaba, bă, Hagi, că n-am pus să-l iau. Denis Man. Na, 17 voturi. Cam astea sunt. Cam astea sunt, băieți. Să luăm pe Florinel. Îl luăm pe al nostru Florinel. Ți-am zis, Tavi. Scuze, Massimo. Hai să mai schimbăm. Bun. Florinel Coman vine și el aici la Chelsea. 46 de like-uri. Top, top, top. Hai și noi cu 50, băieți. Bun. Pot să dau pe cineva la schimb.
Ia, am pe cineva. Uite, îl dau pe Diego Moreira ăsta și mai dăm 2 milioane așa la vrăjeală. Îl vor pe fraierul ăla, îl dăm pe fraierul ăla. Nici nu mă interesează. Vere să fie ultimul, că sunt 3 ore la transfer. Gata, bro, gata. Mamă, deja am stat destul de mult. Îmi pare rău, am stat mult. Nu trebuia să stau chiar atât de mult, nu mi-am dat seama. Bun, ăsta e ultimul transfer, gata. Acum, haideți să vedem ce să facă Chelsea. O să urmărim parcursul lor în Champions, Premier League și așa mai departe din calendar. Și dacă ajungem în finala Champions League, o simulăm. Dă-l pe palmă. Nu o mai dau pe nimeni, bro, că gata, deja am stat prea mult. Am stat efectiv prea mult aici. Bun, haideți să vedem ce să facă Chelsea cu transferurile astea. Nici nu mai știu câți jucători am transferat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mamă, mulți. Las că e bine. Să dau repede, le dau și lor un development plan. Mă mișc repede. Și după aia simulăm. Ia să vedem. 57, 10, 14, 14, 26. Așa, trebuie să cumpăr și antrenori de aia să le crească acolo chestiile. 38, 14. E bine că Chelsea are mulți jucători tineri, adică o să le mai crească overall în timp. Transferurile pe care le-am făcut nu sunt neapărat de jucători tineri, dar asta e partea a doua. Lui Ronaldo n-am ce să-i fac, o să scadă în continuare. Bun, termin pe 2 și joci și câștigi Europa League. Păi sunt în Champions League, cum să câștig Europa League? De fapt, nici nu ne mai ta la fraierii ăștia contracte. Hai să iau repede și vrăjeala asta de team development, vrăjeală ordinară. Attack! Mamă, deci cel mai plictisitor lucru e să stau în pana mea să angajez managerii ăștia. Mi se pare cea mai varză chestie, n-are niciun sens efectiv. Decât să mai pierzi un pic timpul. În loc să bage și ei ceva mai interesant, au băgat pe antrenorii ăștia, frate. N-are niciun sens. Termin pe 3 și te oprești în semifinale. Dar chiar băgați, eu zic 4, fixează mesajul dacă vrei să vezi dacă am ghicit. Bine, haideți, faceți predicții, facem ca la pariuri. Nu, nu pariați, băieți, nu băgați la pariuri. Încă două locuri și 50 de like. Top, top, top. Parcă văd Coman Golgeter, ar fi top. Da, deci echipa o știți deja. Haideți să-i dăm cu simularea. Cum vreți să facem? Să se vadă meciurile aici din calendar? Sau să pun, se vadă facecam-ul ca să nu știm, să avem surprize? Mă referam că termin pe 3 în grupă, de aia ziceam de UL. Ah, ok. Ziceți, cum facem? Lăsăm calendarul să-l vedem? Să se vadă... Bine, hai că las așa să se vadă. Din calendar. Ok, haideți să vedem atunci. Oricum, urmează meciurile amicale. În ce grupă ești de UCL? Suntem în grupa morții cu Milan... PSG și Dortmund, parcă asta era grupa. 48 de like-uri, top, 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 top. Să se vadă, aoleu, aici în finală și pierzi cu 4-5 la penaltiuri, să sperăm că nu. Da, suntem în grupă grea, PSG, nebunie. Încă un like și facem și noi 50 de like-uri, bine voi băieți, ce respect vouă, respect. Aplaudați-vă, bateți-vă așa pe umăr, respect. Începem prost, 3-3 cu Real Sociedad, nici n-am văzut meciul. Mamă, intrăm în Champions League, băieți. Direct meci cu AC Milan. Ia să vedem. Aoleu, ne-a bătut AC Milan așa direct. Bună, Mihai și Cristi. Urmează meci cu Paris Saint-Germain. Hai să-i batem, hai să-i batem. Mamă, ne-a bătut PSG-ul. Aoleu, nu-mi place. Stați așa că nu-mi place. Ce naiba se întâmplă cu echipa asta? Mamă, deja Silva a ajuns la 82 overall. Noi nu mai avem un confundat central, Badiașel. Ce facem, băieți? Joacă cine trebuie titular, că nu-mi convine. Ce naiba se întâmplă? Ia, cine e golgeter până acum? Berardi, ok. Ba da, joacă Dybala. Credeam că nu joacă Dybala. Da, uite, Mudrica da mai multe goluri decât. În fine, ne uităm la final. Am zis că termin pe 3. Coman. Hai să vedem câte goluri are Coman până acum. Bă, are 4 meciuri jucate, Florinel. Sunteți nebuni? A jucat 4 meciuri deja. Am zis că termin pe 3. Să sperăm că nu terminăm pe 4.
Bun, hai să mai simulăm un pic. Vreți să vedem cine ia balonul de aur? Nu, cred că e atât de interesant. Hai să-i batem pe Arsenal. Băi, ne bate Arsenal. Doamne, ne-a bătut toată... Băi, n-am câștigat... Am pierdut toate meciurile din grupa noastră de Champions League. Efectiv. Mamă, egal cu Spurs? Mamă, băi, fraților. Locul 4 în grupe de Champions League. N-avem ce să mai facem. Băi, n-avem ce să mai facem, sunteți nebuni? Doamne, nu vine să cred. Bă, dar nu e atât de slabă echipa, nu înțeleg de ce e atât de... Mamă, uitați voi, 0 puncte. Singura noastră șansă e să câștigăm ultimele două meciuri. Cine e goalgetter? Ne uităm la final, nu mai stau acum să mă uit. Băi. Sunteți și în grupa morții. Manchester City ne-a bătut, ne-a făcut varză. Simulează cele două meciuri să termin pe 3. Bine, hai să simulăm. Hai să simulăm să terminăm pe 3. Mergem la meciul ăsta cu Newcastle și bag toate rezervele ca să fie jucătorii odihniți. Îl băgăm pe Mudric, îl băgăm pe Jackson, îl băgăm pe Coman, îl băgăm pe Palmer ăsta. Nu știu cine joacă aici titular la mijloc. Caicedo. Și portarul nu contează. Cum noi avem o pierdem cu Ronaldo, Courtois și Dybala? Da, asta chiar nu înțeleg, că sunt transferuri bune. Egal cu Newcastle, bun. Bă, joacă manual ca să câștigi meciul din Champions. Băi, nu o să joc manual, dar o să jucăm highlights. Poate e o șansă. Poate avem o șansă. Așa titular Coman în toate meciurile. Băi, o să dau highlights. Știi cine lipsea, bro? Cine lipsea? Davis. Exact, dar n-am mai avut bani de Davis. Dacă era Davis, cred că aveam o șansă mai mare. O să jucăm highlights-urile aici la meciul ăsta. Scoatem pe Silva, băgăm pe Badiashel, băgăm pe Caicedo, Berardi, James, Dybala în stânga și asta e șmecheria. Bagă-l pe Coman. Nu-l mai bag, bro, pe Coman. Deci, dacă nu câștigăm meciul ăsta, meciul următor îl bag pe Coman. Hai că dăm highlights. Dăm highlights să mai avem și noi o șansă. Poate, măcar locul 3, să mergem în Europa League. Adică ar fi prea mare, 50 de like-uri top, ar fi prea mare, mamă, uitați și voi, stați că eu joc cu camera de asta, stați să schimb camera, nu select size, mă, bă, panorama, game settings aici, m-am și zăpăcit, nu mai știam pe ce, co-op, eu pe asta joc de obicei, le dai 5-0, păi le dau 10-0 dacă mă supăr, hai să vedem, băieți. Deci predicție la meciul ăsta, predicție. Mamă, pe penalti direct, păi îi dăm gol. Unde stăm? Stânga, dreapta, centru, ziceți repede. Mamă, am dat pe centru, ia. Și? Mamă, ce prostie. Am ratat, bă. Trebuie să dau în stânga, am dat fix pe centru de aia. Mamă, ce a scăpat Mbappé, uite-te și tu ce să-i fac. Ce să-i mai faci la broscoi? Bă, dar joacă cu ceva... N-ați văzut nimic, băieți. Ați văzut voi ceva? N-ați văzut nimic. Acum știți unde să dăm? În stânga. Este, bă, am dat gol. Ce panoramă. Bro, Ronaldo fără numărul 7. N-am făcut numerele. Așa fac și eu când am nervi. Aoleu, stați că mă prinde Paris Saint-Germain-ul. Mbappé, am tricoul tău, frate, nu-mi da gol. Suntem prieteni, practic. Am tricoul tău de la chinezi, suntem prieteni. Suntem tovarăși de-o viață, n-ai voie să-mi dai gol. Nu. Mamă, te taxează Mbappé. Băi, dar mă taxează în continuu ăștia, nu mă lasă în pace. Bă, dar uitați și voi ce echipamente avem, eu acum am observat că jucăm. Mamă, ia-i mingea, Cucurella! Nu lăsa! Bine, Courtois, regele meu!
Ce să-i fac lui Mbappé? Ce să-i fac? Ce să-i fac? Aoleu, din nou. Ah, noi, Chelsea. Fiți atenți, că e faza noastră, băieți. Fiți atenți la faza asta. Fiți atenți, Berardi. Pentru Ronaldo. Ah, ce trată prost. Am vrut să-i dau lui Ronaldo, că era golul lui. Bun, fiți atenți, băieți. Enzo Fernandez. Ronaldo. Bă, Ronaldo, îți bagi joc de mine, ce faci? Chelsea atac. Câștigăm meciul ăsta, băieți. Câștigăm. Fiți atenți. Dybala! Nu mai contează. Sigur nu mai are atac. Crossing opportunity vor Chelsea. Gata, băieți. Am câștigat. Ăsta l-am câștigat. Deci meciul viitor, Coman titular, da? Ronaldo! Farfeca lui Ronaldo. Ați văzut și voi? Gata, băieți, a câștigat, este... Stai, mă, nu se mai termin. Mamă, stai așa că e ocazia lui Paris Saint-Germain. Mamă, nu. Nu mai zic nimic. Hai să dăm gol din penalti. Este, mă, a dat gol, bă! Din penalti. Wow! Fiți ar Paris Saint-Germain-ul, mami tale, să-ți fie. Mi s-a stricat controlul. Asta e scuza mea. Ia uite pasa asta la Dybala. Dacă dăm 2-0 e meciul câștigat. Ronaldo. Băi, dar sunt prost, bă, nu știu să joc. Sunt prea slab la jocul ăsta. Bun. Dacă era Coman era 12-0, 100%, frate. Ia, centrare. Aoleu. Hai, mă, frate, odată. Uite golul ăsta. Băi, nu se poate, mă, cât scoate Donnarumma. N-am văzut așa ceva. Mamă, ce previzibil, bă. Paris Saint-Germain atac. Aoleu, Lee Kang-in, aoleu, Mbappé. Bine, Courtois, ne scoate zeul Courtois. Minutul 71. Pe cine să aduc la Parma, Moldo sau Târnovanu? Târnovanu, care are potențial mai mare. Hai, mă. Mudric. Am pierdut-o. Ce minut e? 75, bă, minutul 88 trage de timp puțin. Da, asta era chestia, că n-am tras de timp. Băi, frate, dai bătaie de joc, mă. Paris Saint-Germain counter-attack. Mamă, ce frică mi-e. Live-ul ăsta a fost să reconstruim Chelsea. Cât e ceasul, boss? Nu, că mai avem... Facem după o reconstrucție fulger. Dembele! Mai dă-mi o ocazie, te rog. Nu. Nu, că nu pot să pierd, frate. Deja am dat naiba. Am dat 3 restart-uri. Cum naiba, frate? Aoleu. Dacă dau 2-0, e meciul câștigat. Dar sunt eu foarte slab. Ronaldo, hai, Ronaldo. E bine că mereu dau în stânga și niciodată. Juve, te aștept. Facem cu Juventus imediat. Stați așa să câștig meciul ăsta. Mai stați un pic. Nu vă supărați pe mine, dar uitați și voi ce ghinion am. Mă plictisesc cu PSG-ul ăsta. Imediat, bro, imediat. Aoleu, firar mama ei de treabă, frate. La următoarea trage de timp. N-am avut timp să trag de timp, că era minutul 75. Nu știa ce să mai trag de timp. Bine că le scoate Courtois. Hai, frate, deci trebuie să dăm gol aici. Ronaldo, te rog frumos, dă gol cu capul. Dă gol cu capul, frate. N-am apăsat pe nimic. Bă, ești nesimțit. Efectiv, n-am apucat să apăs, că a dat el. A dat el singur.
Ce facem, mă? Se joacă meci normal. Bine că am 10.000 de conere. Eu nu mă supăr pe tine, știi de lumea meu. Respect, frate. Respect, respect. Respect. Apreciez enorm. Ha, Ronaldo. Ha, Ronaldo! Ha, Ronaldo! Hop! Foarfecă. Mamă, dacă intra asta. Sui, hai, mă! Trage de timp minutul 70-80. Păi, dar n-am ce să... Uite-te și tu, deci are Paris Saint-Germain, nu mai e ocazii de-astea așa. Rupe piciorul! L-am nenorocit. Pe viață l-am nenorocit. Aduci și voi acolo, băieți, cum se bagă materiale. Mamă, ce-am văzut-o pe asta. De-abia acum ai primit notificare la videoclip? Mamă, e bătaie de joc. Eu dăm lui Ronaldo. Ronaldo! 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 Înnebunesc! Ce naiba, frate? Ronaldo! Băi, Leo, dacă pierzi, nu mai dai restart, că jucăm până mâine. Da, nu mai dau. Asta e ultima. Hai, frate! Berardi! Bă, dacă mi-ar ieși și mie ceva, mă, în meciul ăsta. Este, m-am câștigat! Am câștigat, faci cu Uta, nu a făcut nimeni. Cred că clip separat, mai degrabă. L-ai lăsat cu rupere de picior. Gata, băieți, am reușit, ați văzut din prima! Din prima! Nu te supăra că nu ai de ce, Leo. Așa e. Până la urmă, ce, îmi dă Chelsea bani? Îmi dă Chelsea bani. Nu-mi dă nimeni bani, băi, băieți. Fac foamea. Mor de foame. Hai să vedem, mai simulez, mai dau doar la asta cu Milan. Dau simulare și vedem, nu. Mi-a dat crezi jocul. Mi-a dat crezi jocul, firar mama ta, de... Deci asta mi se întâmplă mie, băieți, în viața mea. Asta mi se întâmplă mie. Mă joc FIFA și îmi dă crezi jocul. Că am 10.000 de moduri pe el băgate. Asta este viața mea, băieți. Vă place viața mea? Ziceți. Vă place? Ați vrea să fiți în locul meu? Nu cred că ați vrea. Nu cred că ați vrea, frate. Stau să mă joc FIFA. Și să îmi dea crezi în jocul. Nu știu dacă s-a salvat. Cred că se salvează după victorie. Gen, după meciul cu... Bă, frate, hai cu Barcelona, cu Real Madrid. Ai FC Mobile? O să simulez, nu ne mai uităm acum la astea, am jucat ăla, am pierdut destul timp deja, că nu vreau să vă mai țin mult cu Chelsea, că probabil vreți, n-ai salvat transferul, cred că e salvat, cred că e salvat. O să aflăm acum. Facem cu Juve sau? O să pun Paul. Probabil că cu Juve o să facem, dar poate ora ceilalți cu alte echipe, în fine. Știu cum făceam până în toamnă, mi-am luat PS5. Cred că să-mi iau și eu PS5. Au ieșit 8 persoane. Aia e. E bine că s-a salvat meciul ăla. Bun, hai, simulăm până la final, vedem ce se întâmplă. Ce mai ziceți, băieți? Sunteți dezamăgiți de nivelul meu de FIFA? Adevărul e că jucam și pe Legendary. Adică eu sunt jucător de World Class. Nu sunt jucător de Legendary. Asta e adevărul. Trebuie să-mi asum treaba asta că nu sunt jucător de Legendary. Oricât mi-ar plăcea mie să mă cred jucător de Legendary, nu sunt. Ăsta sunt eu. Dar după să intre 10 persoane, ar fi bine. Cât s-a terminat meciul cu AC Milan? Că n-am fost atent. Am câștigat? Bă, am câștigat cu Milan, mă, fiți atenți. Ne-am calificat, cred. Ia. Mergem în Europa League. Atât mi-a trebuit. Atât am vrut. Atât am vrut. Fix ce am vrut s-a întâmplat. Gata. Atâta. Asta a fost ultima. Gata. Hai să vedem. Reușim și noi să mergem în finala Europa League? Poate. Hai că ne-am calificat. Păi ne-am calificat în Europa, bro. Ăsta era obiectivul. Nu mai aveam ce să mai sperăm la Champions. Sunt dezamăgit de Coman și eu. Ți-am zis că termin pe 3. Bravo, Denis. Ai făcut predicție bună, n-am ce să zic. Felicitări. Ne bucurăm că a terminat pe 3 cu echipă de minim câștigătoare Champions League. Era prea bună echipa. Ia să vedem. Meci cu Portimorense. Parcă așa se cheamă echipa asta, nu? Portimorense. 3-0. Bun. Hai să nu se întâmple vreo surpriză neplăcută. 5-1. Bun. Am trecut. Ești frate cu Cristi sau doar prieteni? Suntem
frați, dar prieteni. Nu suntem frați pe bune, suntem prieteni, dar ne avem ca frați. 2-0 cu Ren, hai să sperăm că nu ne întorc. Bagă în ultimul meci pe Coman. 3-0, bun, 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 bun. Mergem în sferturi. Bă, Leo, ai făcut peste 54 de like-uri. S-au făcut 53 între timp. Ai numai o soră, da, am doar o soră. Uite, cine știe, cunoaște, știe Sebi. Semifinală de Europa, cred, nu? Cu Sport din Lisabona. Să sperăm că îi batem 1-1. Mamă, fiți atenți. Îl băgăm pe Coman în meciul ăsta? Îl băgăm pe Coman? Ne luăm risc? Dar unde e Coman? Facem risc. Riscăm și noi. Păi nu riscăm, frate, pentru că Florinel o să dea tot ce e mai bun din el. Tot ce e mai bun din el o să dea meciul ăsta. A, e quarter final, nu e semifinal, ok. Oh, Doamne, ce emoții am. Doamne, ce emoții am. Să sperăm că să câștigăm. Mamă, ce mă enervează. De ce ai cu minus, fraiere? Pau 3-3 flat. Îl facem pe un cu cam. Și facem pe fraierul ăsta CDM. Bun, gata. Acum ai toată lumea fericită. Și Coman o să dea gol. Coman a dat gol, bă! Predicția mea, predicția lui Leone! Bă, ești nebun, a dat Coman gol! Am zis că dă gol! Băi, bravo băieți! Aplauze! Aplauze pentru voi, băieți mei! Aplauze! A dat gol Coman! A dat gol Coman, ce poți să vrei mai mult de atât? Ce poți să vrei mai mult de atât? Zici că am scriptat-o pe asta. Zici că am scriptat-o, bă, băiatule, bravo, Coman. Acum poți să te întorci la statutul de rezervă, dar ai dat un gol frumos, un gol important. Unde e Dybala? A, era pe banca aici, și eu nebun. Bun, din foarfecă gol, 100% a dat, băi, vincul de la 58.000 de metri. Mama, AS Roma, a fost echipa lui Dybala. Numai cu foste echipe jucăm, ia. Să sperăm că îi batem, ia să vedem. 1-0. Îl băgăm din nou pe Coman? Ziceți, băieți, îl băgăm din nou pe Coman? Când ți-am zis că câștigi Joela, ai zis cum să... Că tu joci mare predicție, ți-am dat. Bravo, Denis, bravo, bravo. Îl băgăm și pe Coman meciul ăsta? Ziceți. Vlad a zis da. Mamă, Ronaldo a scos la 83. E mai bine joc cu Dybala atacant. Cum cu atacant? Da? Îmi dă reclame. Pare rău, bro. Pare rău. Nu le pun eu sau ceva, intră ele automat. Ah, nu putem să jucăm cu Coman, e accidentat, frate. E accidentat Coman, bă. Bă, e accidentat Coman. Stai că am lăsat echipa asta varză. Stai că ies de aici și intru din nou să mi-o fac automat. Scopă Silva. Pe fraierul de Silva. 4-3-3, unde-i flatul? Unde-i flatul? Unde-i flatul? Uite, flate, e un flatul. Zi-mă! Bă, dar ce-a crescut Fernandez la 86, ești nebun? Asta e echipa, băieți, cu ea defilăm. Să vedem ce se întâmplă. Hai, nu mă mai interesează. Suntem în finală, bravo, bă! Băi, bravo, mă! Bravo, mă, Denis! Și Tavi și Drăgușin și Tănovanu erau buni. Fără Mbappé de România e cam jale. Este. Joci finala. Bună ziua, șefanilor. O, Lexule, cam târziu. Cam târziu a intrat mâncați așa. Băi, finala cu Braga, mă. Pe Braga îi facem și la simulare. Adevărat, îi facem simulare. Ia, și-a revenit Coman? Mamă, nu și-a revenit Coman, frate. James e cu cartonaj roșu. Băgăm pe Badia Shell. Lăsăm și pe Gallagher că are overall ok. Păcat de Coman, mă, că era mișto să-l băgăm în finală. Da, asta este. Mergem mai departe. Abia am ajuns de la muncă, bro. Ok, ok. Hai să câștigăm aici. Predicție scor, băieți. Predicție scor și dau simulare. Este 6 și 16 minute.
Și eu nu prea pot să mai stau mult, dar pentru voi o să mai stau la o reconstrucție. Mai facem una foarte, foarte, foarte rapidă. 3-1. Hai, Doamne ajută. Îi dăm. 3, 2, predicțiile, predicțiile, 3-1, 4-1, să fie totul perfect la mine, 2-1, 3-2 pentru noi, 1-0, 2-1 mă, am luat Europa League, asta contează, cine a zis 2-1? Andrei, bă, ești nebun, Andrei a nimerit, bravo frate, bravo bă băiatule, deci am luat un trofeu, nu e Champions League, e Europa League, dar e mai realistic pentru echipa ca Chelsea. Și hai să vedem și ce am făcut în restul competițiilor. Locul 3 în Premier League, ceea ce pentru Chelsea e foarte decent, pentru cât de slab sunt ei. Emirates FA Cup nu suntem aici, Carabao n-am făcut nimic. În Champions League ați văzut și voi și hai să ne uităm la golgheteri, să vedem câte boabe a dat Coman înainte să se accidenteze. Hai să vedem, 27 de goluri Ronaldo, 27 de goluri Cristiano, 21 Berardi, 17 Nkunku, 11 Mudric, Dybala 8 și Comanel, unde e Comanel? Mamă, deci Coman a dat fix un gol și când a dat gol, atunci l-am băgat. Europa League, da, mă, da, ce prins am dat, ești nebun, bravo, frate. Am avut dreptate, locul 3 în campionat, bravo, Vlad. Te pup, Rege, te pup, Dane. La 7 a rămas, da? Hai că termin și live-ul și ne vedem. Bun, acum, băieți, am terminat cu Chelsea. Zic că am făcut o reconstrucție destul de reușită și urmează Juventus. Eu zic Juventus. Vi se pare ok? Pun repede un sondaj, dacă vreți Juventus sau nu. Facem repede. Să sperăm că nu ziceți nu. Îmi poți da, te rog, moderator, sunt abonat. Dau la final de live. Bun, New Manager Career, Juventus 69%, 73% Juventus. Bun, facem cu Juventus, băieți. Hai că opresc ăsta, încheie sondajul. Bun, facem cu Juventus. Vreau să-mi scrieți de acum transferuri. Transferuri pe cine luăm. O să fie o reconstrucție fulger. Îmi dai și mie mod la final. Nu știu, frate, vom vedea. Că am negociat bine. Bine, hai că mă gândesc. Hai că mă gândesc și vedem. Juventus, o băgăm și pe aia în Champions League. În locul lui Lazio. Juventus, saca, paca, perfect. Și hai să dăm mai advance. Aveți răbdare? Băi, eu plec la un FIFA. Aolo. Bă, ce nu mai cereți mod că vă dă Leon la final. Bellingham. Bailey, Pedri. Ok. Leo, Verratti. Pe Messi, please. Am putea să luăm pe Messi, că nu l-am luat. Ia-l pe Garnacho. Hai că fac repede astea și voi mai da sugestii acolo și mă mai uit. Tomori. E mișto Tomori, îmi place sugestia asta. Sincer, are și echipa mai bună Juventus decât Chelsea, părerea mea. E echipa mai bine închegată. Din prima e al pe Davis, uite. Ideea e că Juventus nu joacă cu formație cu 4 fundași, joacă mai mult cu 3. Și nu știu dacă să fie neapărat titular Davis. Doamne, stai că am luat ăsta de ostea. Vini sau Bellingham? Vini îmi place și Bellingham îmi place, dar nu știu cât de realistic e, dar ne doare undeva de realism. Sincer, aici la mine pe canal facem lucrurile după bunul plac. Garnacho, că facem Ewing. Fac și eu Ewing? Cum se face așa, nu? Bye bye. Bye bye. Ia să vedem. Deci îl avem pe Chiesa aici. Stânga, dreapta, eu zic că avem fotbaliști. Central ne trebuie. A zis cineva Van Dijk, parcă, în 4-2-3-1. Bine, mă, hai să dăm, nu 4-2-3-1, 4-3-3 atac. Cum îmi place mie. Vlahovic poate să rămână, Chiesa rămâne, Kostic. Să-l dăm pe, hai că o să-l dăm pe Kostic, nu prea îl vreau neapărat. Ne trebuie fundaș stânga și dreapta neapărat, încă un fundaș central. La mijloc, și la mijloc ne mai trebuie cineva. Un CAM. Frimpong și dă-l pe Kostic la schimb. Davis, bro. Uite, hai să luăm prima oară pe Davis. Îl luăm frumușel pe Alfonso Davis de la Bayern München. Moruțan.
Regele Moruțanu, vedem la final, să luăm și aici un român, dar ne mișcăm mai repede. Bun, player swap, haide că dau, la uite pe Costici, dăm și 10 milioane, ia să vedem ce părere are. 62 de milioane, nu vă pe Costici, mai avem pe cineva de dat, nu prea mai am pe cine. Center back cycle, dau pe Danilo ăsta și dăm 22 de milioane. Se gândește, nu mai contează. Fundaș central, fundaș central, repede, 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 repede. Virț. Ce overall are Virț? E de luat, Florian Virț? 87 overall? Nu cred că e real. E legit asta? Are prea mult oricum, nu pot să-l iau. Are prea mult overall. E scump Virț. Vreți să luăm pe băiatul ăsta? Ziceți, vreți să luăm pe băiatul ăsta? Încercăm? Dacă nu l-am luat la Chelsea, încercăm? Încercăm pe băiatul ăsta? Tomori îmi place. Tomori. Hai să-l salvăm. Nu. Da, da. Da, nu Messi. Nu. Frimpong, de câte ori să scriu? Bine, boss, Frimpong. Îl luăm pe Frimpong. Gata, gata, gata. Nu te enerva. Îl luăm pe Frimpong. Iar pe Gavi sau Pedri? Gavi. Gavi, Gavi, Pablo Gavi, 18 ani, 83 overall, hai că-l dăm aici. Lucas Hernandez. Nu mai au de ăștia de-a mai luat. Nu mai au pe... Păi dacă luăm pe Davies, mai bine luăm pe Davies. Mbappé, na, bani, bro. E Juventus, n-are atât de mult bani. Bun, eu zic să luăm pe băiatul ăsta. Pentru că are loc în echipă și, na. Stones, ok, Stones e o variantă. Tomori. Hai să-i dăm și lui repede 30 de milioane. Hop, hop, ia să vedem. Da. Deci Messi nu o să luăm niciodată. Messi nu o să luăm niciodată. Frimpong, ăsta îl luăm acum garantat. Fullbacks, unde e? Wingers, parcă aici e. Costic, pac, pac, pac. Și 20, ia. Mamă, bă frate, dar ce au mă ăștia? Te rog, Marcus Rashford, că și pe mine mă cheamă Marcus. Nu poți crede, frate, că te cheamă Marcus. Mi se pare ireal. Nu mai posta, bro, pa. Pune-te la învățat, frate, pune-te la învățat. Mai importantă școala. 39, uite, hop. 29, 31, acceptăm. Hai că trebuie să ne mișcăm repede. Deci primul jucător care să vină e Fikayo Tomori. Te cheamă Marcel, bă, ce Marcus. Te cheamă Marcel, dar jur că mă cheamă Marcus. Bă, dacă îl cheamă Marcus, îl cheamă Marcus. Poți să... Păi ți arată buletinul, ești nebun? N-ai cum. Dacă om așa zice, nu cred că ar minți. Neymar, nu cred că am ce să fac cu Neymar, dar de fapt e o opțiune Neymar. Hai că i-am dat puțin rău. Hernandez pe CB are 86. Nu mai au CB, că l-am pe ăsta și l-am și pe Bremer ăla. CB am luat deja. Deci în defensivă ne mai trebuie fundat stânga și dreapta. Și o să luăm pe Davies cu Frimpong. Gavi următorul de pe listă. Sau Saka. Bă, Saka, da. Simulează o săptămână și al pe Frimpong. Imediat să mai luăm de aici din jucători. Probabil Gavi o să fie foarte scump. Îi dăm și noi așa la vrăjeală. 84, hai cu 74, 79, hai că mai scad un pic ca să mai avem buget. Mamă, băi, ești nesimțit. Bă, foarte scump Gavi, nu îl iau. Milinkovic-Savic, mi se pare mai realistic. Mi se pare mai realistic. Hai să simulez o săptămână. Simulez repede, hai că am dat o săptămână dacă e. Davis transfer, a. Stai că a venit răspuns. 58 de milioane. Nu mai știu cât am oferit. Nu, Gavi, că e scump. 38, ia. Hai, la Frimpong. Bă, nu-l iau pe Davies, că e cam scump. Mai degrabă l-aș lua pe Lucas Hernandez. 40. Hai că mi-am bătut joc de ăștia. Theo Hernandez. Uite, Toni Kroos s-ar putea să-l iau.
Ce faci? A, nu, nu Teo Hernandez, celălalt. Cum îl chema, mă? Lucas Hernandez. O luăm pe Lucas? Eu trebuie să plec în curând de pe lec, am antrenament de fotbal. Baftă la antrenament. Salut, Georgianu, Giurgiucanu Vasile. Cum să dai, bă, 40? Cum să dai 40? Mai simulează o săptămână. Mamă, nebunește Denis. Nebunește Denis în chat. Bă, frate, prea scump pe ăștia. Deja mă enervez, îmi bag picioarele. Ah, bătrâna doamnă Juventus. Păi valorează 57 și tu dai 40? Păi da, mai încerc și eu să mai fac o schemă. Ce să fac și eu? E zgârcit. Păi normal că sunt zgârcit, că am bugetul limitat. Hai să luăm pe Cross până una alta, că ăsta e bătrân și e ieftinache. Mama, ajung la Paris Saint-Germain. E tare că se fac transferuri. Dacă nici ăsta nu-i vreo 30, tot degeaba. Băi, frate, dar sunt toți scumpi. Ia-l pe Odogie. Sunt niște cote foarte mari. Păi chiar sunt cote foarte mari și n-are buget. Mijlocaș bătrân, Gundogan, poate. Câți ani are Gundogan? N-ai, prea tânăr. Modric. Îl iau pe Modric. Încearcă să iei pe împrumut. Nu o acceptă nimeni pe împrumut. Hai că, a, uite, Milinkovic-Savic, da, uite, am uitat de el, da, luăm pe Modric, care e cam aceeași chestie. Gavi nu pot, e prea scump, frate. Dă-i 30 la arabi. Frimpong, hai că revenim la Frimpong imediat. Sperăm că acceptă un salariu mai mic. Acceptă, bun. Păi Modric o să scadă foarte mult. Da, o să scadă, dar temporar e foarte bun. 87 cât poate scadă? Ajunge la 83 maxim. N-are cum să scadă chiar atât de mult. Saka. Grimaldo pe LB. Uite, Grimaldo l-aș lua mai degrabă decât pe Davis, că sigur e mai ieftin un pic. Hai să luăm pe Frimpong, că nebunește Denis. Hai, mai luăm și noi poate niște bani de la amicalele astea. Mă, dar slabă, rău, Juventus. Greu de reconstruit doar într-un singur sezon. O bune. De Bruyne trebuie să fie gratis. Nu e gratis, boss. Hai să-i dăm 50 lui Frimpong cu ăsta. Ia să vedem. 85. Mamă, păi eu nu pot, bă, să dau atâta. Nu pot să-l iau, bro, pe Frimpong. E prea scump. Ah, uite, a acceptat. Domnul Leone, vă facem intervenție. Haideți, voi, veniți peste mine. Vă deschid dacă sunați la interfon. Drăguși în rezervă, uite că poți. Păi nu știam, boss, că pot. I-am crezut că nu o să accepte. Bun, ne rămân 24 de milioane. Ne trebuie neapărat un fundat stânga. Și ne-a trebuit și o bandă, dar nu cred că mai avem bandă, bandă. Așa că un fundat stânga mai ieftin. Ești fan United? Da, frate, sunt fan United. Sunt curios de Grimaldo. Lucas Hernandez e scump. Am încercat adineauri. Mamă, și ăsta e prea scump. Unul mai bătrân, așa, Odogie. Vezi că e ieftin, Odogie. Da, dar par... Na, nu, încă n-are overall. Mendy de la Real, Acuña. Acuña, da, mă, da, uite, mă, cine știe. Acuña, mă, bravo. Bravo, bă, tăticule. Bravo, mă. Show, uite și show era bun, da. Încercăm și noi o schemă așa. Și dăm și noi un jucător la schimb, wingers. Bă, da, chiar n-are, bă, chiar n-are pe nimeni echipa asta. Are mulți atacanți. Vor 33 de milioane, mă, bagi joc de mine. 20, hai. 33. Cum mă să cere atâta pe un jucător de 31 de ani? Faci mișto. O să aibă nevoie de timp. Show. Show, o să încercăm la show după.
Repede să pun pe Vlahovic, pe Moise ăsta, pe lista de transferuri. Nu Vlahovic, pardon, Kin. Milik, îl punem și pe el. Avem pe cineva împrumut pe care să-l chemăm? Rovella, Arthur. Mai bine chem pe ăștia din împrumut și pun pe lista de transferuri. Așa. Bun. Gati, ăsta poate se ducă și el repede. Danilo să plece și el. Cam ăștia, na. Restul, nu știu. Păperin, bun. Mamă, Saka, Balde, te rog. Băi, Balde o să fie scump. Dă-l pe Artur și bani pe Acunia. Trebuie să vină și oferte, știi cum e. 33 de milioane, n-au negociat deloc. 37 de milioane pentru Rovella. Repede să negociem cu ei. Când mai faci clip cu Tudor Buțan? Georgia la Euro, top road Georgia la Euro. Bă, sper să mai fac clipuri cu Tudor când se întoarce și el de la Madrid, de la astea. 45 de milioane pleacă Rovella. Asta nu-l dau împrumut. Alexandru, nu l-am văzut. Mai negociem o dată. Cere 45, fix 45 am cerut, bro. Fix 45 am cerut. Fac picioarele, nu-l mai am. Luke Shaw, parcă a zis cineva. Luke Shaw e foarte, foarte realistă, realistic. Luke Shaw. Iar pe Moruțan sau Sanciu, Roberto sau Cucurilea. Poți lua și jucători moldoveni. Trebuie să dai la schimb. Păi n-aveam pe cine să mai dau la schimb, că n-a acceptat. N-a acceptat, aia e ideea. Eu dădeam. Bun. Rovella solve, ok. Hai că ne-au venit banii de pe Rovella. Negociem rapid și cu ăștia să luăm 20. Ce ai alege, 3 cupe Champions League sau World Cup? World Cup cu România, logic. Intri în istorie dacă e Cupa Mondială cu România, ești nebun la cap. Dembele, please. Dembele sună ok. Eject. Hai să încercăm să luăm pe Shaw. Mamă, e deja și jumate mâncava și nu pot să mai o țin mult. Ia, 24 de milioane, ce zice? Îl vor pe Moise Kean? Bine. Hai că o facem așa. Perfect. Ia-l pe Nicolaescu să fie coleg cu Drăgușin. Ce treaba ai, bro? Trebuie să fac niște cumpărături. Și trebuie să mă văd cu cineva, adică nu mă duc singur. Poate avem șanse să mergem măcar în sfertul de finală la Euro. Ar fi bine. Și dacă ia FCSB-ul cele trei la rând, intră în istorie, gen cum a intrat Real. Da, da. Zic așa, gen, pentru mine ca și jucător, gen să iau, na, să iei Cupa Mondială cu țara ta e ceva unic. E din 4 în 4 ani și altceva. Bine, să iei și 3 Champions League unul după altul, e tare. Logic, da. Hai să vedem. Deci intră Shaw aici, Frimpong aici, right wing back. Ne trebuie unul în dreapta, Modric la mijloc, jucăm pe 3-3 flat. Bun, avem mijlocul ăsta. Ok, Locatelli CDM. Hai să dăm pe 3-3 holding. Și mai luăm pe cineva pe bandă. Mai luăm pe cineva pe bandă și asta e echipa, băieți. Cine crezi că va câștiga Euro în afară de România? Georgia, glumesc. Bă, la Euro, eu cred că Franța. Și Anglia are o echipă bună, dar Southgate ăla e varză. Ia să mai face și noi niște bănuți. Sper să nu vând prea mulți jucători, că nu prea sunt foarte atent ce dau eu aici. 58 de like-uri, hai băi să facem noi 60, că și așa ne apropiem de final, să fiu și eu fericit acum când plec. Cum naiba să nu joace GTA 5 când GTA să nu joace... N-am înțeles, frate. Milik, ok, ia să vedem câți bani avem. 142 de milioane, mamă. Băi, facem un transfer forță. Salah? Mamă, Salah e bun. Nu pot să-i zic nu Salah. 31 de ani, dar tot e bun.
Dembele, please. Băi, Salah mai degrabă. Hello, salut Luca și Ilie. Te-a întrebat unul dacă te-ai jucat GTA 5 vreodată. A, normal că m-am jucat. Repede fac aici un poll. Salah, Saka, Dembele, Saka, Saka, Saka. Uite, nu mai pun pe Sane. Hai, ziceți repede ultimul transfer pe care îl facem pe ziua de azi. 60 de like-uri, vă pup. Vă pup. Hai să vedem, las polul ăsta un pic. 11 voturi pentru Saka, 14 voturi, Saka câștigă, Saka, 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 Saka. Bun, încă un vot, la 15 voturi opresc sondajul. 61 de like-uri, toți băieții mei, bravo. Vă pup pe toți. Hai că o lăsăm, îl luăm pe Saka. Deși l-aș fi luat mai degrabă pe Salah, îl luăm pe Saka. A fost ultimul acolo. Bun. Saka. S-ar putea să aibă și un boost de la modul ăsta. 86, n-are niciun boost. Ok. Bun, ultimul transfer pe ziua de azi, băieți. Bukayo Saka. Și de fapt o să mai iau și un jucător român. Că, na, așa e frumos să o încheiem cu românașii noștri. S-ar putea să dau prea mult pe el, dar nici nu prea mai îmi pasă. Saka e scumbă. Păi da, am bani. Aveam 145 de milioane, că am adus foarte mulți jucători. Mai luăm un jucător român. Coman, Hagi și cu aia nu o să fie. Deci o să fie ori Moruțan, Olaru, Stanciu, Pușcaș. Cum să-l iau, mă, frate, pe globa aia de Pușcaș? Rare și Lie, Moruțan. Hai că fac repede. Ultimul pol pe ziua de azi. Moruțan, Stanciu, Olaru, Tavi. Hai băieți, ce părere aveți? Kirikeș, nu-l ia pe Kirikeș. Da, și voi, excelent deal am făcut aici cu Alonso Saka. Ma, se zvonește că vine din vară, da. Doamne ajută dacă ar veni. Da, are 5% din voturi, ești nebun. Nu. Bine, nici eu nu vreau să-l iau pe Tavi. Stanciu are multe voturi. Chiriche și pacient de vreo 4 ani. Băi, n-am ce să zic. Tavi e cel mai dorit aici. N-am 15 voturi și din asta a rămas, da, Octavian Popescu. N-am ce să fac, băieți. O să luăm pe Tăvicu. Nu înțeleg de ce îl place atât de multă lume pe Tavi Popescu. Sincer, mie niciodată nu mi s-a părut regele lumii. Îmi dai, te rog, moderator, acum când încheie live. Când o să dau să simulăm aici, să comentați că să vă dau moderator la cei pe care m-am văzut și mai mulți. Dați acolo comentarii, comentarii. Bun, 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 hai să luăm repede. Adevărat Leone. Și mie e slab, rău. Bă, e slab, frate, efectiv. L-a ridicat prea mult. A avut un sezon în care, da, a jucat bine, a dat niște goluri frumoase, dar e vorba de constanță. Când ești fotbalist, dacă nu ai constanță, ai un singur sezon bun, aia e. Nu poți să-ți faci toată cariera după doar un singur sezon bun jucat. Eu eram printre cei care ai zis că le dai mod normal, Denis. Păi pe tine te-a văzut în continuu, cum să nu-ți dau vorba aia. Bun, haide să dau repede la vrăjeală ăștia. Hap, hap, hap. Nu pot să fiu foarte atent. Dacă dau vreun development plan prost, aia e. Dau și eu doar să fie acolo să mai crească. Și sunt curios dacă, uite, n-am reușit cu Chelsea să câștigăm Champions League. Am câștigat Europa League-ul. Sunt curios dacă reușim performanțe mai mari cu Juventus. Bun, cam asta e tot. Pele sau Maradona? Pff, habar n-am, întrebare grea. Maradona că a jucat în Europa, dar nu știu ce să zic, adică e o întrebare foarte grea. Bun, băieți, acum o să vă dau și vouă moderator, las aici astea. Uite, îți dau ție, Denis. Unde adaugă moderator?
Acum ieși din sfertul Leon. Leone Junior, uitați băi, salutați-l pe Leone Junior. Mai să rămâi că te gândești dacă îmi dai mie. Nu îți dau live-ul ăsta, Răzvan. Dar dacă intri și live-ul viitor, îți dau. Ai băgat-o în Champions League? Da, am băgat-o. Noi suntem doi frați, Ilie, el este fratele meu și eu sunt Luca, da? Bravo, frate. Sebastiano Gurzo și eu, bro, please. Și mie. Băi, nu pot să vă dau la toți că na, gen nu mai are după nu mai are niciun sens să dau moderator dacă vă dau la toți. Îmi poți da mie, te rog. Lui Denis îi dau, uite, îi mai dau lui Vlad care a fost activ. Și îi dau lui Cântetuns Bascat. Nu cred că am atunci Bascat. Mai vii pe stadion? Da. Și mie mi-ai spus că da. Uite, și ție, Ratoni, îți dau și ție. Mă uit la toate videoclipurile. Respect, bro. Băi, uitați-vă, gen, dar eu vă apreciez pe toți. Adică nu înseamnă dacă nu v-am dat moderator că nu vă apreciez. Vă apreciez în continuare. Doar că așa e mai frumos, știi? Gen, să-i dai moderatorul ăla care a fost cel mai activ și care a fost de la început. O să vă dau, gen, dacă vă văd pe live-uri și așa mai departe activ, vă dau în continuare. Multă lume dă moderator dacă donez, dacă alea, nu o mai țin cont și de asta. Adică să nu vă supărați pe mine sau ceva, că poate vă dau live-ul viitor. Nu e nimic exclus. Haideți să vedem cum terminăm și noi aici la Juventus. Trebuie să plec la antrenament, dacă îmi dai mod, e cel mai tare. Nu, cred, bro. Eu am fost prezent, nu, bro? Da, bro, ai fost prezent. Nu trebuie să te apuci de teme? Ce faci? Apucă de teme, frate, și eu să fiu mai activ. Să fii, frate, că până la urmă e mai interesant pe live aici să vorbesc cu voi, să văd ce părere aveți. Stau aici de 2 ore, nu mai ceșiți. Mamă, cred că pierdem în Champions League, Canada are Real Madrid 2-0. Cred că trebuie să mă schimb și eu. Am și transpirat un pic. Oh, mai fac și eu un pic de sport. Și eu o să încerc să fiu mai activ. Așa, Sebastian. Salut, Leone Junior. Îmi dai și mie, sunt de la început. Păi, nu prea te-am văzut, Alex. Nu știu, gen... Nu mai dau acum, am dat... Astea le-am dat acum. Cu asta termin. Am pierdut oare în Champions League? Nu am fost atent. 23 aprilie, hai că acum se termină și sezonul ăsta. Eu țin cu Dinamo. Respect, frate, nu contează cu ce echipă ții. Dacă mă susții cu mine, ești șmecher. Și pe ăla asta ne omoară. Lasă, băieți. Bă, lăsați, că e bună școala. E foarte bună școala. Salutare. Salutare, Șerban Florin Văzdoagă. Ah, ok. Nu plânge, Alex, nu plânge. Ce zodie ești? Săgetător. 1 iunie 2024. Haideți să vedem ce am reconstruit la Juventus. Dacă am luat campionatul, suntem regi. Locul 3. Doamne, efectiv ca la Chelsea. 76 de puncte. Copa Italia. Mamă, măcar să luăm și noi un trofeu. În Champions League, într-adevăr, ne-a scos Real Madrid. Da. N-am luat niciun trofeu, din păcate, la Juventus. Am poezie la engleză, nasol. Ce PC ai? Nu prea știu să zic, bro. Goalgetter a fost Vlahovic aici. Saka a avut și el un sezon foarte bun. Foarte bine că l-ați votat pe el. A avut cele mai multe contribuții la goluri. What the fuck? Octavian Popescu, 13 goluri, un match. What? Ce? Dar nu mai... What? Chiesa a fost lăsat pe bancă de Octavian Popescu. Efectiv. Ce Caterin, că mi se... Dar niciun sens, dar tare. Respect. Da, băieți, și cu asta să încheiem live-ul de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost aici alături de mine. Dacă n-ați dat like, puteți să dați acum la plecare. Mâine urmează un clip bombă rău de tot. Short-ul, dacă le-ați mai văzut, clipurile după canal, mai uitați-vă. Până data viitoare, eu am fost Leo, v-am pupat. Ciao, ciao.